Dragilor, bine ați revenit pe Culinaria Băiatuș. Vom face împreună astăzi o rețetă foarte ușoară, foarte gustoasă și deosebit de împăciuitoare, după cum și titlul acesteia spune, o rețetă de gogoși cu cartofi. Voi încerca să fiu cât de succintă posibil și să explic cât mai mult posibil din ceea ce fac, pentru ca fiecare dintre dumneavoastră, chiar și cei începători, să reușească să obțină rezultatul dorit. Avem nevoie, deci, de 3 cartofi de dimensiune medie, curățați, spălați, pe care îi vom tăia și îi vom pune la fiert, atenție, în apă fierbinte, lăsându-i să dea 2-3 clocote, după care vom adăuga o linguriță de sare aici prezentă și îi vom fierbe până în momentul în care ei devin moi, exact ca pentru piureul de cartofi. Primul pas, după cum v-am spus, este foarte simplu. Rămâneți aici pentru cel de-al doilea pas, care este la fel de simplu precum primul, și veți vedea că la finalul acestei rețete veți îmbuna până și inimile soacrelor. În acest moment sunt două lucruri foarte importante care trebuie menționate, și anume, în momentul în care cartofii sunt moi, îi vom lua de pe foc, îi vom strecura, dar vom păstra neapărat 150-200 de mililitri de apa în care cartofii au fiert, sau bulionul de cartofi se mai numește, pentru că avem nevoie de amidonul de cartofi în compoziția gogoșilor. Cartofii îi vom mărunți cu ajutorul presei pentru cartofi, cum am făcut eu acum, dacă dețineți una, dacă nu, cu ajutorul unei furculițe, însă foarte, foarte bine, pentru a nu rămâne bucăți nemărunțite, bucăți întregi de cartofi fiert. Și îi vom lăsa, amestecând din când în când cu ajutorul spatulei sau a unei linguri de lemn, până în momentul în care vor ajunge la temperatura camerei, pentru că urmează să folosim ou și, dacă acești cartofi sunt foarte fierbinți, oul se va găti și va deveni o papară. Nu avem nevoie de acest lucru. Odată ajuns la temperatura camerei, vom sparge un ou pe care îl vom pune întreg în compoziția de cartofi și vom amesteca, având grijă să se incorporeze pe toată suprafața cartofului. Apoi, eu am cântărit 650 de grame de făină, rețeta cere între 600 și 650 de grame în conformitate cu densitatea cartofului. Știm că există mai multe soiuri de cartofi. Eu am avut cartof alb și o să vedem exact câtă făină va intra. Aici, având 650 de grame, repet, făina se va pune treptat. Vom pune un sfert. Vom amesteca pentru ca ea să se incorporeze și vom adăuga bulionul de cartofi, o jumătate din cantitatea pe care am ținut-o. Amestecăm în continuu și în momentul în care obținem acest mix, adăugăm 3 lingurițe de zahăr, 7 grame de drojdie uscată. Ne asigurăm de faptul că se vor împrăștia uniform pe toată suprafața mixului și vom repeta pașii cu făina și bulionul de cartofi până în momentul în care vom obține aluatul. Deci adăugăm făină, amestecăm, adăugăm bulionul de cartofi, de această dată restul a rămas, și vom amesteca până în momentul în care obținem aluatul și continuăm procedeul.
În momentul în care compoziția noastră arată așa, vom adăuga cu aproximație o lingură și jumătate de ulei de măsline. Încercați ca acesta să fie calitativ. Uleiul de măsline va împiedica lipirea aluatului, îi va da și un gust aparte și este indicat pentru facilitarea muncii în patiserie și cofetăria de acasă, dar și în cea de restaurant. Amestecăm în continuare până în momentul în care o să avem un aluat omogen de o culoare gălbuie, fără aceste bucățele albe. Am folosit 600 de grame de făină pentru cei 3 cartofi pe care vi-am arătat anterior, iar acum, în momentul în care am obținut compoziția de aluat, voi pune puțin ulei de măsline în mână și voi mângâia aluatul, iar el va merge 30 de minute, iată că mă anunță că este perioada. El va merge 30 de minute la dospit, după care practic vom forma și savura, pentru că e deja timpul, nu? Gogoșii noștri. Ne vedem cu aluatul dospit și continuăm cu penultimul pas. Repet, o rețetă foarte ușoară. Iată-ne jumătate de oră mai târziu cu un aluat crescut, frumos, neted, galben. Este ceea ce ne dorim. Avem nevoie de planul de lucru pe care îl vom unge cu puțin ulei. Cred că știți de ce, nu trebuie să vă spun. Împiedică lipirea aluatului. Unge planul de lucru pe toată suprafața, după care vom pune această frumusețe de aluat. Sunt foarte mândră de el. Pe care îl vom modela după bunul plac. Iată aluatul nostru cât este de frumos. Încercați să-l întoarceți pentru ca uleiul de pe suprafața de lucru să atingă aluatul în întregime. Nu s-a lipit de mână. Ceea ce voi face eu acum este să mai pun chiar un strop de ulei. Unii dintre dumneavoastră veți spune că poate este prea mult, însă este necesar pentru a nu avea o cantitate mare de ulei pe mână. Și vom modela gogoșeii noștri astfel. Pur și simplu îi trecem prin mână și avem acum niște mingi pe care le vom pune pe suprafața de lucru, pentru că ele trebuie să se mai odihnească puțin. Iată! Continuăm cu tot aluatul pe care îl avem. Dumneavoastră puteți să-l faceți în orice formă doriți. Eu prefer să-l fac așa pentru că este mult mai ușor și mai practic de lucrat cu el. Din câte observ, aceasta este puțin mai mare decât restul și o vom aduce la forma pe care ne-o dorim. Continuăm cu tot aluatul. Odată porționat aluatul, vom pudra fiecare viitor gogoș cu puțină făină și le vom lăsa 10 minute să se odihnească, după care trecem la următorul pas și anume prăjirea și evident savuratul acestor minunății, care credeți-mă că până la final merită să le așteptați, pentru că orice lucru bun trebuie așteptat, nu-i așa? 10 minute mai târziu, gogoșicile noastre au devenit mult mai pufoase, s-au odihnit destul de mult și urmează să fie prăjite și savurate astfel. Punem ulei, ulei de floarea soarelui, ulei normal, la încins,
atenție la încinsul. Uleiul trebuie să fie foarte, foarte fierbinte pentru ca gogoșile noastre cu cartofi, având un aluat greoi, să se pătrundă și în interior. Ce trebuie să facem este următorul lucru. În momentul în care punem gogoșica, trebuie să fim foarte atenți pentru că ea trebuie întoarsă destul de multe ori, astfel încât suprafața uleiului fierbinte să o pătrundă și în interior. Înainte de a pune gogoașa în ulei, asigurați-vă că veți pune o bucățică mică de aluat, iar dacă ea în scurt timp este la suprafață, uleiul este pregătit și cel mai important lucru este ca uleiul să acopere în întregime suprafața aluatului. În funcție de ceea ce folosiți pentru prăjire, gândiți-vă că această cantitate de ulei trebuie să depășească aluatul. Nu avem nevoie de atât ulei pentru a întoarce gogoșul, automat el se aplatizează și în interior va fi crud, ci avem nevoie poate de atâta cantitate de ulei dacă gogoșul este atât. Îl vom prăji pe ambele părți până în momentul în care el este bine rumenit. Este un pas pe care cred că nu trebuie să-l arăt pentru că toată lumea îl știe și haideți să vedem ce ne așteaptă la final. Iată, dragii mei, rezultatul, un rezultat așteptat, un rezultat obținut, exact așa cum ne dorim. Acești gogoși cu cartofi sunt delicioși. Eu am pus peste ei zahăr, pudră și scorțișoare pentru un plus de gust și de dulceață. Dacă nu doriți acest lucru, ei sunt perfecți. Pot fi consumați și fără acest zahăr, pudră pe deasupra, pentru diabetici sau pentru cei care sunt la dietă. Pot fi consumați și fără adaos. Iată cât de moi sunt și haideți să vedem și o secțiune. Sunt copți în interior, uitați cât de, englezul spune fluffy, noi spunem pufoși. Sunt exact ceea ce ne dorim, sunt foarte gustoși, foarte hrănitori. Nu cred că veți putea mânca mai mult de 2-3 maxim dacă sunt de această dimensiune, pentru că aluatul este foarte, foarte consistent. Și dacă aveți probleme cu soacra, evident, este o glumă, este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Dragii mei, gătiți aceste gogoși cu orice ocazie aveți, pentru că sunt spectaculoase. Abonați-vă canalului pentru mai multe rețete ingenioase, gustoase, ușoare și, eventual, dacă vă doriți, activați clopoțelul pentru notificări. Eu sunt Atiș, mă înclin cu respect, să aveți poftă bună!